s-a întâmplat? Spune-mi cireșele. Uftim. Cum nimic? V-ați bătut? Zi. Au ajuns să se bată ca niște huligani. Marius a vrut să plece, Aurel nu l-a lăsat și atunci Marius l-a izbit cu ușa în cap. Mami, du-te la tine în cameră. Te rog. Te rog. Fii atentă. Lasă că mă descurc. Eu nu mai bag. Păi nici de ce. Marius l-a bătut pe Aurel foarte tare și eu n-am mai vrut să plec. Nu l-a bătut nimeni pe Aurel, nu mai începeți cu calomniile. A început să ardă în Banderas pe aici și am îmbrâncit-o pe Sofia și ne-a vrut să o lase să vină cu mine. Nu am îmbrâncit pe nimeni. Pur și simplu l-am rugat și i-am explicat frumos să aștepte până vitul, că lui Sofia e rău. Dar nu e rău deloc. Și el a vrut să ia cu forța pe Sofia, eu nu l-am lăsat că așa discutasem cu tine. I-am explicat și l-am rugat frumos și el mi-a dat cu ușa în cap și m-a scuipat. Eu? Și i-am vorbit frumos, pătrimi, ți-am vorbit frumos? Nu. A băgat-o pe Sofia în discuție și el s-a repezit ca nebunul la bătaie. Eu am fost în legitimă apărare, el a sărit. Ba tu l-ai lovit. Nu, baby, eu doar am deschis ușa, tu chiar n-ai văzut. Hă? Cam arzi. Hai să-ți iei medicamentele, te rog. Prietene, îmi pare rău de incident. Dar te rog și-o foarte mult să nu mai intervin problemele mele. Da? Te rog mult, dacă se poate. Că nici eu nu intervin în ale voastre. Hai. Scuză-mă.